La Iisus dorim să privim și în această dimineață, de aceea deschidem cuvântul Domnului la Luca capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37, pagina din Biblie 1002, versiunea Dumitru Cornilescu. Luca 10 cu 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, defă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Cu respect, cu prețuire, vă invit să ocupați locurile și aș dori de la bun început, pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, să spun slăvit să fie Domnul. Amin. Iubită biserică, în această dimineață este un mare har să mai putem asculta ceea ce Dumnezeu ne vorbește. În fiecare secundă pe glob, 2 persoane pleacă în veșnicie, iar pentru noi și în dreptul nostru Dumnezeu a mai scris viață. De aceea spun, glorificat să fie numele Lui. Astăzi vreau să ne uităm la această pildă a samariteanului arhicunoscută de noi, aș putea spune, însă vreau să privim la ceva mai diferit în această dimineață, și anume ce reprezintă sau cine este aproapele tău pentru tine. Pentru că așa a pus aici întrebarea acest învățat al legii: cine este aproapele meu? Și vreau să ne uităm, iubiții mei, la acest om și să-l vedem din perspectivă complexă, din mai multe laturi. Cine a fost omul acesta pentru mai multe categorii de oameni, atât din pilda Domnului Iisus, cât și din cei prezenți acolo. În primul rând, pentru cunoscătorii Scripturii din acea vreme, aproapele reprezenta doar un subiect de discuție. Biblia spune că un învățător al legii, în limba engleză, în câteva versiuni se folosește cuvântul acesta, un expert în Scriptură, un om bine dotat, un om care știa să-ți împartă sau să-ți desfacă părul în patru. Și acest învățător al legii pune această întrebare: cine este aproapele meu? Dar nu pune întrebarea ca să se ocupe sau să intervină, să dea un telefon, să pună un pansament, ci doar să mai găsească un subiect de discuție. Iubiții mei, spunea Socrate, mințile luminate discută idei, mințile mediocre discută evenimente, iar mințile mici discută despre alții. Despre alții. De aceea veți fi la multe mese în viața asta la care 90% dintre discuții vor fi despre ce face pastorul X, ce face biserica cutare, care s-a mai mutat din Chicago în Arizona. Eu aș vrea să fiu la mese, iubiții mei, și tot mai des caut mesele astea sau discuțiile acestea unde să discutăm cum să facem mai multă evangelizare, cum să mai facem un proiect în biserică, cum să mai ridicăm un spital, cum să ne mai implicăm. Iubiții mei, de prea multe ori discutăm despre alții, dar rămânem doar la un subiect de discuție, la ceva news.
Și Pavel îl avertiza pe Tit în Tit 3:9, dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieri privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Asta e provocarea pe care o am pentru dumneavoastră în această dimineață. Nu fi omul discuțiilor despre alții, al subiectelor nefolositoare. Din ce neam vine ăla? De ce s-a mutat din România în America sau din America în România? Și de alte subiecte care nu se mai termină. Și te ridici și ai pierdut o oră de discuții, dar nu te-ai ales cu nimic. O să-mi la cineva într-o zi, de Cristi, te sun să văd dacă știi cum îl cheamă pe Mirele de la nunta din Cana Galilei. Am zis, frate, nici nu știu, nici nu mă interesează. Cum? Tu care ești cu Biblia, nu știi? De fapt, ascultați-mă, și omul ăsta și alții care ne sună nu vor să afle ce știm noi, vor să ne arate ce știu ei. Înțelegeți? I-am spus lui și vă spun și vouă, nu mi-e frică de ce nu înțeleg din Biblie, mi-e frică de ce înțeleg și nu fac. Iubiții mei, mulți oameni ne vor pune întrebări exact cu acest gând. Ascultați, s-a sculat să ispitească. Am înțeles în viața asta, după mulți ani de greșeli, că sunt robul a ceea ce spun și stăpânul a ceea ce tac. Cei mai mulți oameni de lângă noi, iubiții mei, vor să ne ispitească. Și acum, știți cum e? Dacă ești hoț, îți păzești bine buzunarul, că ai impresia că toți îți hoți. Toți îți hoți. Dacă ești sincer, îți pui inima pe tavă, că ai impresia că toți sunt sinceri. Fiind un om sincer, eu vă bănuiesc pe toți de aici că sunt eu sincer. Problema e alta, că în momentul când îi bănuiești pe toți că sincer, s-ar putea ei să nu fie. Și omul sincer suferă cel mai mult în viață, că se deschide, își spune problema, păsul, necazul, bucuria, omul ți-o ia, care nu-i sincer și mere mai departe, de fapt numai te-o ispitit ca să afle ceva despre tine și apoi să-ți ducă zvonuri mai departe. Iubiții mei, oamenii aceștia care vor să ispitească pe alții, ei nu sunt curioși de fapte, de acțiuni caritabile, de slujire. Ei sunt doar doritori să te prindă în plasă cu o vorbă, să spui ceva greșit despre X, apoi merge la X și îi spune ce ai zis despre el. Se lăuda cineva cum a făcut zânzanie într-o biserică. Mergea la unul să audă ceva despre ăla și apoi merea la ăla și îi spunea ce a spus ăsta. Ce gând diavolesc! Iubiții mei, Biblia ne spune să păstrăm distanța, să fugim de oamenii aceștia. Am fost sunat într-o zi din afara țării de cineva. Frate Cristi, vreau să spun ceva despre un diacon, un păstor și un proroc. Și înainte să continue, i-am zis, e ceva care mă zidește, mă ajută. El a zis, dacă te zidea, nu pierdeam eu minutele la telefon să te sun. Consumam eu creditul ca să dau vești bune. E ceva spicy, zice, e ceva picant. E ceva rău. Să auzi, să vezi ce fac ăștia, mă, care să lumesc slujitorii Domnului. Și i-am spus ce vă spun și vouă astăzi. Am acasă 7 copii, prin harul Domnului. Avem și noi, ca și dumneavoastră, garbage, gunoi, nu? Și vrem să ne scăpăm de el. Și am 3 tomberoane în fața casei, le-am spus la primărie și i-am rugat tare mult și la aia care se ocupă cu gunoaiele, să îmi dea 4 tomberoane, că 9 persoane cam au destul de multe lucruri de aruncat. Și au zis, vă ajung 3. Și i-am spus la ăsta la telefon, mi-s pline, nu mai am unde să pun gunoi. Dacă ai ceva bun, continuăm. Dacă e vorba de gunoaie, îți dau numărul de la Retim. Așa se numește firma care se ocupă de tomberoane. Poate îți dau 2-3 tomberoane și ție. Și acolo pune gunoi cât încape. O să mă judecați, poate o să zâmbiți. Iubiții mei, ascultați-mă. Nu pot să vin la învon să predic mesajul dintr-o inimă curată dacă eu mă ocup cu mizerii. Nu sta lângă oamenii care se ocupă cu gunoaie, cu mizerii. Mi-am auzit și eu zvonuri că-s divorțat, că-s exclus din biserică. Am întrebat pastorul dacă a băgat divorțul și n-am auzit eu. Iubiții mei, în fiecare zi auzim fel și fel. Ascultați-mă, nici măcar nu mă silesc să le răspund la oamenii ăștia. Și de ce? Că un om sincer, dacă a auzit ceva, mă sună. Dacă nu, înseamnă că nu au vrut decât să bajocorească. Și eu astăzi vreau nu să bajocoresc. Că dacă cineva îmi dă gunoi, eu vă dau și eu gunoi mai departe. Eu vreau astăzi să dau cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă, nu poți să arunci cu mizerii și să rămâi cu mâinile curate. Cine umble cu gunoaie, miroase a gunoi. Eu astăzi vreau să umble cu cuvântul Domnului care e ca și mierea și să lasă în urmă un gust plăcut. Amin.
Ce reprezintă aproapele nostru? În al doilea rând, pentru mulțimea care era prezent acolo, aproapele reprezintă doar un personaj principal dintr-o nouă predică. O nouă predică. O nouă istorioară spusă despre Iisus. Biblia spune că învățătorul legii s-a sculat. Asta înseamnă că era ori într-o curte, ori undeva afară. Și era o mulțime de oameni care ascultau discuțiile acelea. Și el, ca să atragă privirea spre el și pe Iisus, să-i răspundă, s-a sculat în picioare. Asta înseamnă că erau acolo oameni care probabil că au rămas mirați. Mă, ce întâmplare frumoasă! Iubiții mei, astăzi n-aș vrea să rămâneți mirați după predica asta. Am vrea să rămânem schimbați și transformați. Că pentru mulți oameni, o nouă predică cu un nou personaj, atât ai tot. Dar uitați-vă, în Luca 24:32, și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Iubiții mei, o inimă care arde, nu e o inimă care doar dă like la o predică. Îmi spunea cineva seara aici, la final, frate Cristi, eu te ascult la predici, zic, sper că nu dai like, sper că te rogi pentru mine. Că like-uri am destule și n-am nevoie de like-uri. Dar am nevoie de rugăciuni. Iubiții mei, o inimă care arde produce fapte care însoțesc credința. După ce Iisus Hristos se întâlnește cu cei doi în drumul spre Emaus, ăștia nu se pun la telefon sau la calculator. În urma arderii inimii, ei merg și vorbesc și cu alții despre întâlnirea cu Iisus. Pentru mulțimea prezent acolo, au rămas doar un aproape, o istorioară, o povestire și gata. Dar uitați cum ar trebui să rămânem după ce Dumnezeu ne vorbește, fapte 2:37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Mă așteptam la finalul predicii să spună mulțimea, Doamne, nu numai pentru învățătorul legii a fost predica asta, și pentru noi. O, de câte ori poate rămânem doar la o curiozitate, doar la ceva care, cu care nu ne identificăm, dar care produce ceva nou în noi. În urmă cu aproximativ 2 luni, într-o seară de marți la Deva, la 6-8 avem consiliere în biroul pastoral, cu oamenii care au diferite probleme. Și la finalul consilierii, la ora 8, am ieșit pe hol, biserica a plecat de la rugăciune și am văzut un om pe care nu l-am mai văzut niciodată. L-am invitat înăuntru, dacă pot să-l ajut cu ceva, și când a intrat înăuntru a spus doar așa, lasă-mă să plâng. M-am speriat un pic. Nimeni în 37 de ani de viață nu m-a spus, lasă-mă să plâng. Ai cumva o boală, ai cumva un accident, ați avut un eșec. Și o zis de Cristi, până pe la 10-12 ani, bunica mea mi-a ducea de mână la biserică. Am crescut în biserică. Am crescut cu cântări, cu predici, însă diavolul m-a luat și m-a dus departe în lumea aceasta și de 25 de ani caut fericirea. Caut bucuria și caut împlinirea. Și zic eu, când el se oprea din plâns, puteam vorbi cu el. Ai găsit-o? Și-o zis, dacă o găseam, nu eram în seara asta aici. Însă în urmă cu 2 luni, spunea el, am visat biserica voastră, muntele Sionului Deva, mi-a apărut în vis. Și o voce m-a spus, du-te acolo și predă-ți viața în mâna mea. Frate Cristi, când am intrat în curtea bisericii, nici acolo diavolul nu a vrut să mă lase din mâini. Și acolo am auzit o voce care mi-a spus, dacă vei intra în biserică, o să râdă pocăiță de tine. Și l-am întrebat, am râs careva de tine, de dumneavoastră? Și el a zis, nu, dimpotrivă, fiecare rugăciune, fiecare cântare, fiecare poezie care a fost în aceste 2 ore, a fost pentru mine. Și ascultați și m-a spus mai departe, frate Cristi, mi-a rămas din copilărie o pildă în minte pe care am auzit-o în biserică, pilda fiului risipitor. M-a urmărit pilda asta, m-a urmărit exemplul acela al unui fiu care a plecat departe de casă. În seara asta, au zis el, eu sunt omul acela care vreau să mă întorc acasă și aș vrea ca Dumnezeu să mă primească cu brațele deschise. Iubiții mei, l-am îmbrățișat, m-am rugat împreună cu el, dar ce am vrut să vă spun astăzi prin acest exemplu e că omul acesta a luat pilda aceea nu ca și un news, ca și o știre,
ca o curiozitate, cum poate mulțimea s-o raportat față de pilda samaritianului. El a intrat în pilda aceasta și a zis, eu sunt omul acela, indiferent câtă rușine, indiferent de câte șervețele am nevoie, indiferent ce o să spun unul sau altul, eu sunt omul acela care astăzi vine acasă. A plecat bucuros, a plecat fericit și cred că Dumnezeu îl va ajuta să facă un pas spre el. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu ne vorbește, nu ne vorbește să ne stârnească curiozitatea, ci ne vorbește ca să ne schimbe viața. Amin. În al treilea rând, iubiții mei, ce mai reprezintă aproapele nostru? Păi, hai să mergem la o altă categorie de oameni. Pentru tâlhari, el reprezintă o persoană care poate fi exploatată. Același om. Pentru tâlhari, așa spune aici, Luca 10:30, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat. L-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Iar astăzi vreau să vă spun că nu cunosc mai mare tâlhar ca și diavolul. Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Acum vă dau un exemplu, dacă cineva îmi fură telefonul ăsta și se oprește doar la furat, mă duc undeva, dau o comandă pe Amazon, mi-am luat altul. Dacă îmi fură și după aceea bagă cuțitul în mine, nu cred că arde de comandă pe Amazon. Și nu mai pot să fac o astfel de lucru. Acum, o băga cuțitul în tine, te-o înjunghiat. Mă, dar măcar cineva lângă mine sună la salvare, la emergency, la ceva și mă rezolvă. Diavolul spune, nici măcar nu mă opresc la înjunghiere. O zis diavolul, eu nu mă opresc până ce nu prăpădesc. Așa spune aici, și să prăpădească. Iubiții mei, ăștia sunt cei trei pași pe care îi face diavolul și nu vreau să predic despre diavolul astăzi. Dar vreau astăzi să vedem cât de dezastru e să asculți de vocea celui rău. În primul rând, el îți fură puritatea, inocența, pacea, binecuvântările, apoi ucide, îți ucide conștiința, îți ucide principiile tale morale, apoi îți distruge reputația, viitorul, familia. Am o rugăminte pentru tineri astăzi, pentru familii, pentru prieteni. Nu priviți doar la ceea ce vă dă diavolul. Uitați-vă și la ce vă ia. Iubiții mei, diavolul îți dă țigări câteva zeci de ani și îți ia plămânii. Îți dă alcool, îți ia ficatul. Îți dă pornografie și îți ia copiii și familia. Și aș putea continua la nesfârșit. Esau s-a uitat doar la ce i s-a dat, ciorba de linte. Însă i s-a luat binecuvântarea. Samson s-a uitat la cea mai frumoasă femeie din vremea aceea de la filisteni. Nu a putut să-l bată cu săbi și cu arcuri și cu sulițe. Și-a folosit o Miss Dalila. Și l-a făcut praf. Samson s-a uitat numai la ce primea, însă nu s-a uitat și la ce-o trebuie să dea. Ok, ok. Uitați-vă la Iuda, s-a uitat la arginții care diavolul i-a dat. Însă i-a luat diavolul veșnicia. Iubiții mei, singurul pe care îl cunosc când ne dă ceva gratis este Iisus Hristos. În fiecare zi ne binecuvintează. Azi noapte când eu dormeam, când soția dormea, când dumneavoastră dormeați, în plângeri spune că Dumnezeu era treaz și ne pregătea binecuvântări pentru a doua zi. Dacă cartea lui Ieremia se uită și prorocește ce urmează cu poporul Israel, plângerile se uită la ce-a fost și la ce au pierdut. Să știți că Dumnezeu pentru noi are binecuvântări în fiecare zi. De ce l-aș alege pe diavol? De ce aș alege tâlharii astăzi? Când Biblia spune, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Da, e adevărat că a zis Pavel că dacă numai pentru viața asta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dați-mi voie să mai spun ceva. Și dacă n-ar fi rai și iad și veșnicie, și pentru viața asta mereu trebuie să fii pocăit. Ai pace în casă, ai frați, ai surori, ai bucurie. Îi spuneam soției la Marie Curie în București, sunt oameni care stau de 6 luni, un an jumate, cu copii bolnavi de cancer, dar care nu fac parte dintr-o comunitate cum facem noi, care se strânge de 3-4 ori pe săptămână. Iubiții mei, știți ce mult face când ești într-un caz, într-o problemă, cineva să-ți dea un mesaj, s-a rugat o biserică pentru tine. Pe oriunde mergi, avem frați, avem surori, de ce? Că l-am ales pe Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, când l-am ales pe El, ne-a înconjurat de oameni ai Lui. Ce vei alege astăzi? M-a sunat un băiatul din afara țării într-o zi și-a zis, frate Cristi,
Nu pot să spun nici cine sunt, nici de unde te sun. M-am necăjit un pic. Că așa e frumos, când sunt pe cineva, te prezinți, de unde ai numărul, e foarte important, ca să vezi cine ți-a dat numărul meu sau al tău. Nu. Cine a făcut legătura aia? Că dacă e un interlop care a dat numărul, s-ar putea să fie problemă, știți? Și au zis, nu pot să spun nici de unde te sun, nici cine sunt. Dar au zis, vei înțelege mai târziu. Au zis, tatăl meu a fost un predicator cunoscut în România. Nu mi-a spus numele. Am bătut țara până la 16 ani cu el în lung și în lat. Însă într-o zi mi s-a părut plictisitoare predicile lui și Biblia lui uzată. Mi s-a părut mai interesant BMW-urile care le aveau tinerii de lângă mine, drogurile, băutura, țigările, fetele care se uitau la ei. Mi-am făcut bagajul, frate Cristi, într-o zi și am lăsat doi părinți pe scări plângând. Și am plecat. Cu acest gând, că n-are ce să-ți ofere biserica. O Biblie uzată n-are ce să-ți ofere. Și am plecat. Tatăl meu a murit nu la multă vreme după aceea. I-am frânt inima, i-am distrus mărturia. Mama mea și astăzi, vas de lucru, se roagă pentru mine. Ea nu știe că v-am telefonat. Însă v-am telefonat din două motive. Unul, să vă spun că unde am ajuns este un loc unde sunt ținut cu forța. Lucrez pentru niște oameni certați cu legea și mi s-a spus clar că în ziua când plec de aici, viața mea se termină. Frate Cristi, tânjesc după libertatea aia care aveam odată. Când mergeam cu tata la evanghelizări, când mergeam la biserică și mai tânjesc după ceva, tânjesc după o haină albă, vreau să fac botezul. Dar dacă într-o zi voi fugi de aici, viața mea se termină. Te-am sunat doar să spun două lucruri. Unu, mi-aș dori ca Dumnezeu în ziua judecății să țină cont de telefonul ăsta care ți l-am dat. N-am avut altă variantă. Diavolul m-a legat, m-a robit. Dar mai am o rugăminte, o zis el. Oriunde vei merge, să spui la toți pe care îi întâlnești că diavolul nu-ți dă nimic gratis. Tot ce îți dă, te costă. Și tot ce îți dă Iisus, l-a costat pe el. Am închis telefonul, închis și el. Am rămas cu exemplul ăsta în minte. Cu strigătul acesta unui om bătut și jefuit de tâlhari. Iubiții mei, nu știu astăzi câți dintre noi am ajuns în aceste stări, dar Petru ne avertizează să tratăm cu mare seriozitate. Dacă diavolul ar veni cu coarne și cu copite și cu furca și cu coasa, cum îl știam noi de când eram mici, din fel și fel de poze, să știți că n-ar avea succes. Dar diavolul unul vine cu 90, 60, 90. Uneori vine cu batax, uneori vine cu imoralitate, uneori vine cu minciună, uneori vine cu ceva dulce ca să-ți dea amar toată viața. Nu cunosc pe cineva care e mai dulce ca Iisus Hristos și mântuirea Lui. 1 Petru 5,8 spune, fiți streși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Să nu crezi că leu devine pet. Să nu crezi. Să nu crezi că din leu face un rex sau o pisică pe lângă casă. Diavolul rămâne leu, să știți. Însă eu cunosc pe cineva care e leul din Iuda. Ăsta numai răgnește ca un leu, numai se face. Dar cel care ne poate apăra este Dumnezeu. Slavă Lui! 4. Ce reprezintă aproapele pentru alte categorie de oameni? Pentru oamenii religioși. Aproapele reprezintă o problemă care trebuie ocolită. Atenție! Am zis religioși, n-am zis penticostali, n-am zis baptiști, n-am zis ortodoxi. Erau aici două persoane, un preot și un levit. Oameni religioși. Oameni care mergeau să-și facă o meserie, n-aveau o relație cu Dumnezeu, dar aveau o religie. Și spune Biblia aici, un preot când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit a trecut și el înainte pe alături. Iubiții mei, am acest gând astăzi, să nu rămânem doar la o religie. Ne batem cu pumnul în piept că avem o religie. Aș vrea astăzi să avem o relație cu Dumnezeu, nu o religie. Religia te face să mergi pe alături. Și există religie în țară. 65.000 de oameni au fost la Iași și s-au închinat la Sfânta Paraschivă. 65.000 de oameni. Știți de ce? Că nu cunosc Scriptura. Nu cunosc Biblia. Biblia spune în Timotei 2:5 că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni.
Omul Iisus Hristos. Mă doare inima, văd oameni religioși lângă mine. Însă când e vorba să vezi un aproape căzut, pentru ei acest aproape căzut reprezintă doar o problemă care trebuie ocolită. Veneam într-o zi cu soția, eram proaspăt căsătoriți în urmă cu aproape 13 ani, de la o evanghelizare, n-aveam atunci niciun copil, mergeam amândoi împreună, în spate erau trei cântăreți și veneam de la Grișul Mare din Arad și mergeam spre Arad. La Șiria, pentru cei care știți localitatea Șiria, este o curbă de 90 de grade. După o seară minunată, o seară frumoasă, mergeam spre casă, am luat curba, în fața mea la câțiva metri, trecea un bețivan strada cu o bicicletă lângă el. A trecut strada și în fața mea l-am observat cum s-a clătinat din cauza beției și a căzut într-un șanț. Am frânat puternic, nu că sunt mare pocăit, ci pentru că am auzit o voce care mi-a spus așa: dacă nu te oprești să-l iei de acolo, toată predica și slujirea ta de astăzi pentru mine e zero. Știți la cui a fost vocea, nu? Nu a fost a diavolului cu siguranță, că diavolul nu vrea să te oprești. A fost a Domnului. Am frânat puternic, m-am dat jos. Dacă poți, te rog să oprești ecranele, că tot fac așa lucrul ăsta. Mulțumesc tare mult. Appreciate it. Și soția m-a întrebat, de ce ai frânat așa? Și am zis, o să vezi imediat. M-am dat jos, m-am uitat în canalul acela în care căzuse, cu fața și cu partea dreaptă tot. Era murdar, mizerabil. M-am plecat după el, îmi venea să mă țin de nas, mirosea îngrozitor, căzuse în mâlul acela. L-am ridicat de acolo și s-a uitat la mine și a zis, așa e că ești pocăit. Am zis, de unde știa asta că-s pocăit? N-au zis că-s penticostal, n-au zis că-s slujitor, nu eram atunci ordinat. N-aveam pește pe mașină pus. De unde știu asta că-s pocăit? Și el avea să-mi spună, am căzut de multe ori în șanță. Dar nimeni nu s-a oprit să mă ia. Dar eu am auzit, zice, că pocăiții se mai opresc la cei care au probleme. Și cred că ești pocăit, zice. O zis, vezi ce urât miros, nu ți-e rușine de mine. I-a zis, măi, eu mirosam mai urât ca tine, că tu măcar ești în birt. Eu eram în biserică copil și la școală mințeam și înjuram. Eu mirosam mai urât. Tu măcar ăsta ești. Dar zic, este unul care a luat tot mâlul nostru și toate păcatele noastre și le-a dus la cruce. O lua mirosul de pe noi și l-a pus pe el. Și zic, nu te las aici, nu vreau să fac treaba pe jumătate, vreau să te duc până acasă. Dar dacă te las aici, caz de nou și poți să mori aici. O venit cântăreții din spate, unul lua bicicleta, altul lua de mâini, că omul se clătinea așa. Puteai duce o conversație cu el cât de cât. Era într-o cămașă, și acum ați în minte, așa un verde închis. Afară erau vreo minus 13, minus 15 grade. Cămașa udă pe el de mâl, de ce-a fost acolo în șanț. Eu m-am pus în mașină, căldură, scaune încălzite și conduceam. Și vocea îmi spune, dă-te jos și dă-i sacoul tău. M-am dat jos a doua oară din mașină, i-am dat sacoul, l-am pus pe el și au zis, nu pune haina asta curată pe mine. Zic, stai liniștit, că și pe mine a pus el o haină curată. L-am dus până acasă împreună cu ceilalți cântăreți, ne-am oprit, a venit soția lui la poartă. A început să plângă și a zis, de ani de zile, când ia salarul, nu vine acasă, ci merge direct în birt. Eu nici nu mă culc, zice, noaptea aia. Pe la 2-3 noaptea, pornesc pânșiria și îl caut. Și îl duc eu acasă. Și a zis, dacă vreodată cineva mi-l va duce acasă, a zis femeia asta, eu știu că numai pocăiții pot să fac asta. Și a zis, cred că sunteți pocăiți. Un cântăreț a scos 50 de lei și a zis, Doamnă, plătesc eu ce-o consumat el în seara asta. Știți ce mi-a părut rău? Că i-am cerut sacoul înapoi. De parcă nu mai aveam acasă sacoul. De parcă depindeam de costumul ăla. Ori de câte ori mă duc în zona Șiriei, a Pâncotei, pe acolo prin județul Arad, am o dorință, o trecut 13 ani de atunci. Dar am dorința asta la finalul unei predici să se ridice un om în picioare. Și să zică, frate Cristi, eu sunt omul acela. Parcă aș avea un vis împlinit atunci. Că am vrut să ocolesc odată pe cineva și Dumnezeu mi-a zis, oprește-te, că ce faci când nu te vede nimeni e mai important decât cât strigi de la amvon. Iubiții mei,
Pentru oamenii religioși, aproapele reprezintă doar o problemă care trebuie ocolită. Pentru arhanghel, 5. Aproapele reprezintă o persoană care poate fi servită cu interes. Luca 10:35, a doua zi samaritianul a scos 2 lei, i-a dat hanghiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Aș vrea să vă spun astăzi, frați și surori, iubiți prieteni, iubiți tineri, că motivația slujirii noastre poate întări sau anula slujirea noastră. Scopul pentru care slujim s-ar putea să anuleze toată slujirea pe care am făcut-o. Un frate cântăreț din zona Bistriței, în urmă cu vreo 20 și ceva de ani, a ajuns la Lugoș. Cânta la acordeon extraordinar. Și ies o prorocie în plen. Acum, dacă ai da așa prorocie în plen, ar fi problemă. Atunci oamenii direct la subiect. Și după ce au cântat o cântare într-o biserică din Lugo, de lângă Lugoș, a ieșit o prorocie. Bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? Cum, dar am de zile de când cânt. Am ani de zile de când fac misiune. Dar uitați că Dumnezeu vedea că scopul nu era preamărirea Domnului, ci era înălțarea Lui. Dragii mei, Matei 6:5 ne avertizează astăzi când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare și la colțurile uliților ca să fie văzuți de oameni. Nu mă referați doar la o răsplată bănească. De multe ori, mai mare e răsplata aia că cineva te-a lăudat, te-a ridicat în slăvi. Și uitați, Biblia ne avertizează, atenție mare! Ce vedem în aproapele nostru? O scară pe care să ne urcăm ca să ajungem mai sus? Spune Biblia Matei 5:16 că scopul slujirii noastre trebuie să fie lauda adusă Domnului. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăviască pe Tatăl vostru care este în ceruri. Da, e adevărat, muncim în fabrică, muncim în construcții, că veți spune, mă, dar era hanghiul ăsta, normal că a făcut un serviciu. E normal să fie plătit. Au făcut cheltuieli, l-au cazat la el în pat. S-au chinuit cu el, s-au cumpărat anumite produse, da? Poate pentru igienă, pentru curățenie, e normal să fie răsplătit. Da, dar hai să mergem un pas mai departe. Tot ce facem la servici, la fabrică, la job, la biserică, oriunde, iubiții mei, n-ar trebui să o facem cu ceva mai mult decât gândul răsplătirii. Să o facem cu acest gând, vreau prin slujirea mea să fie lăudat Iisus. Da, e adevărat că Domnul ne va răsplăti într-o zi. Dar eu nu vreau în primul rând pentru răsplata aceea de acolo sau pentru răsplata de aici. Vorbeam cu o soră care avea business de bătrâni. M-au rămas cuvintele ei în minte și nu o să le uit toată viața. Frate Cristi, dincolo de banii care îi fac, dincolo de business-ul care l-am, am înțeles, o zis ea, că în slujirea asta eu sunt ultima persoană pe care oamenii ăștia o văd înainte să intre în veșnicie. Extraordinar ce gândire frumoasă. Și atunci au zis ea, fiecare lucru pe care îl fac pentru ei, nu fac pentru bani, adevărat că vin niște bani. Dar scopul meu este să le vestesc pe Hristos, să deschid un subiect unde pot. Să le spun despre mântuire, că un copil care se naște orfan sau al nimănui, mai are câteva zeci de ani în care se poate întâlni cu Dumnezeu. Dar bătrânii ăștia care sunt în casa mea, unii aduși de copii, unii aduși de stat, s-ar putea să nu mai prindă nicio evangelizare. Nici o predică. Și am înțeles că nu trebuie să fie doar un business, trebuie să fie ceva mai mult. Doamne ajută-ne la asta. 6, și aici am vrut să ajung. Pentru samaritean, aproapele reprezintă o persoană care are nevoie de îngrijire și dragoste. Luca 10:34 și iubiții mei, dacă poți te rog să apreciezi Luca 10:34, aici găsim niște pași care dacă noi am face în bisericile noastre, să știți că ar fi mare trezire peste tot. Când vezi un om rănit, când vezi un om căzut, ascultați-mă, nu faceți ce fac cei mai mulți români. Nu știu cum e în America, că rar vin, dar în România cei mai mulți români practică un sport care se numește datul cu părerea. Deci românul le știe pe toate. Dacă a plecat un băiat dintr-o familie cu 10 copii în lume, da, au făcut prunci pentru ea. Normal. I-am spus cuiva recent,
înainte să judeci o mamă care a făcut 10 prunci și are unul sau doi plecați în lume, încearcă să pui 30 de porții pe masă în fiecare zi. Înmulțește cu 7, îți 210 porții. Înmulțește cu 52 de săptămâni într-un an și vezi cât stres, cât sacrificiu. Iubiții mei, vă rog să-mi arătați un verset și mă opresc din predică. Arătați-mi, vă rog, în pasajul ăsta unde samariteanul i-a spus vreun cuvânt de critică, de judecată la omul acesta. Ce ai căutat la ora asta pe afară? Unde ești membru? A, păi știam eu că acolo vă lasă. Nu, așa e situația. Clar, păstorul îi dă vine, nu? Nu. Nu l-a întrebat unde a făcut botezul. Nu l-a întrebat ce căuta. Să plece de la Ierusalim la Herion. De ce n-ai mers în sens invers? De la Herion la Ierusalim. Că atunci poate nu tăneai tâlhare. De ce ai ales ora asta din trafic? Când ieșa puțin trafic și... Nu. Niciun cuvânt nu i-a spus. Știți de ce? Că întotdeauna faptele noastre strigă mai tare decât cuvintele noastre. Iubiții mei, vă rog astăzi, când auziți de un caz negativ, când auziți de o familie care nu se mai înțelege, soțul cu soția, când auziți de o biserică unde sunt probleme, să nu ne dăm cu părerea, să nu judecăm, hai să facem un pas. S-a apropiat. Primul pas. S-a apropiat. Și când te apropii, spune Biblia că i s-a făcut... Pune-te, rog, versetul 33. Când l-a văzut, a venit în locul unde era el. Cineva spunea, până n-ai umblat cu papuci în care sunt eu încălțați, n-ai dreptul să mă judeci. Mama mea, de exemplu, ne-a dus pe primii 4 copii, primii 5 copii, 13 ani singură la Biserica Pentecostală. Da, e ușor să judeci pe cineva. Dar ai făcut tu sacrificiile acelea? Să duci pe o bicicletă 5 copii? Pe zăpadă, pe iarnă, pe căldură. E ușor să-ți dai cu părerea despre cineva. Dar uitați, a venit în locul unde era el și când vii aproape și când vezi situația de aproape. De un an de zile asta am început să fac la Deva, să stau 2 ore cu oamenii în fiecare marți. Nu sunt pastor full-time, plătit de biserică și nu pot să stau 8 ore la biserică, dar am zis, măcar 2 ore să stau cu ei. Că e ușor să aud că aia a făcut ăla, aia a făcut aia. Dacă când stai cu oamenii și asculți, îți dai seama că, de fapt, tot exteriorul ăla pe care tu îl judeci, s-ar putea să fie o traumă din spate. O complexitate, un complex de inferioritate. Și plângem cu ei. Îmi spunea o fată, frate Cristi, 14 ani am fost în lume, că am avut un tată care vorbea în biserică una și acasă o bătea pe mama. Da, știu că mă judecați, că mi-am pus cercei, m-am vopsit în 15 culori, dar de fapt tot ce am făcut eu, am făcut ca o revoltă a unui sistem comunist și fățarnic, a unei religii în loc a unei relații. Și o zis ea, după 14 ani, îmi dau seama că mă duc spre judecată și nu pot să-l bag pe tata, chiar dacă a făcut ca și o scuză, că mântuirea e personală. Și am venit să plâng astăzi aici în biroul ăsta. Și am venit să încep o viață nouă. Uitați-vă, iubiții mei, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, ce-a făcut? I s-a făcut? Când există milă, apoi toate operațiunile care urmează vin de la sine. Știți, la locul unui accident vin mai multe categorii de persoane. La locul unui accident, ascultați-mă, primii care se opresc sunt curioși. De ce? Ăia din spate. Ăia din spate care sunt coada accidentului, ăia sunt primii care se opresc. Se uită. N-avea centură, mai clar, dacă n-avea centură, normal. Deci. Spune-l să facă, nu știe, dar să-și dea cu părerea, cât în cap. Da, o mărți viteză, m-a depășit pe linia continuă. Păi pentru aia s-a întâmplat. Tot Dumnezeu nu doarme, zice, nu doarme. Uite. Apoi știi ce ne vine, mai vine la locul accidentului? Reporterii, ăștia cu fotografiile. Să te păzească Dumnezeu să ajungi în gura lor. Dacă ți-a rupt mâna, face poză și se spune, e în comă. Că dacă spune că și-o rumâna, nu deschide nimeni articolul pe internet. Nu le trebuie ceva picant, ceva groaznic. Reporterii, să vă feriți de ei. Apoi știți cine mai vin? Polițiștii. Ăștia sunt cu amenziile. Ăștia n-au treabă cu altceva decât să măsoare, amendă, permisul ridicat, nu mai ai voie. Însă este o categorie de oameni care vin la locul accidentului și aș vrea să fiu și eu din acea categorie. Medici. Ați văzut vreun medic care să facă poze la locul accidentului? Eu n-am văzut. Că până face poze la moare. Sau selfie cu rănitul. N-am văzut.
Foarte mulți vin la tine numai să constate, da, unele, zice, da, păi știu eu cum s-a legat taică-sul de mine, zice, acum Dumnezeu îi plătește. Nu. Medicii nu fac asta. Medicii au un singur scop, să ajungă de urgență și să rezolve problema. Uitați aici un medic. Pune-te oricum mai departe. E bine când merg la locul unui accident să ai la tine tot ce trebuie. A turnat peste ele un de lemn. Uleiul era folosit în Orient pentru alinarea durerii. Și putem să-l folosim și noi astăzi, cuvinte de mângâiere, de încurajare. Apoi Biblia spune, leac alinător. Da? Ieremia 8:22, nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Avem mulți oameni, dar așa puțin doctori spirituali. Apoi Biblia spune aici că am mai avut și vin. Ăsta era folosit în Orient pentru dezinfectare. Vin. Apoi Biblia spune că l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și la han au zis, frate păstor, să mai facă și alții, că numai pe mine mă vedeți, parcă numai eu sunt în biserica asta. Nu așa au zis. Iubiții mei, următorul verset spune a doua zi. Eu n-am văzut ani de zile în Biblie cuvântul ăsta, a doua zi. Adică samariteanul a petrecut noaptea cu omul acela. O zis, nu plec de aici până glicemia nu-și revine, până tensiunea nu-i revine la normal, până nu vedem dacă este din operație și trăiește. Nu mă grăbesc să plec. Sunt gata să-mi pierd, în ghilimele, o noapte cu el. Din timpul meu, din afacerea mea, din business-ul meu. Dar vreau să rămână ceva după mine. Biblia vorbește despre 2 Corinteni 2:15, să lăsăm în urmă o miriasmă plăcută. Noi suntem o miriasmă a lui Hristos, dar nu numai în biserică, și afară. Și printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Mai spun un lucru și mă duc la ultimul punct. Cei care nu merită dragostea ta au, de fapt, cea mai mare nevoie de ea. Cei care nu merită. Avem o soră în biserica noastră. Într-o zi am pus cu soția o poză la stare, eu, soția și un buchet de flori. Și îmi scrie sora Frate Cristi, de 30 și ceva de ani. Aștept să fac și eu o poză din asta. N-am primit o floare în 30 și ceva de ani. Bătăi, înjurături. De când m-am pocăit, nu mi-a fost ușor, zice. Dacă îmi spunea că au divorțat după ce a fost bătută, poate nu mă mira. Dar m-a spus, continui să-i fac mâncare, chiar dacă se comportă așa. Mă rog pentru el. Mă sacrific. Știți de ce? Că oamenii care nu merită dragostea noastră, de fapt, au cea mai mare nevoie de ea. Și în ultimul rând, iubiții mei, pentru Iisus, aproapele reprezintă unul din cei pentru care și-a dat viața. De fapt, și-a dat viața Iisus și pentru învățătorul legii, și pentru tâlharea aceea, și pentru mulțimea aceea, pentru toți. Și astăzi, dacă ești aici, să nu uiți, Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult, dragostea nu înseamnă like-uri, iubiții mei. Dragostea înseamnă sandwich, parizer, salam, ulei, făină, nopți nedormite. Cât te costă dragostea? Vor vedea oamenii că sunteți ai mei, pentru că vă veți iubi unii pe alții. Închei. Cu o întâmplare care mi-a plăcut foarte mult. Într-o seară de iarnă, plină de alb și alunecoasă ca sticla, tata ne-a pus pe sanie. Pe mine și pe fratele meu ne-a acoperit bine cu pătura și am plecat către biserică. Era o duminică minunată, iar fâșâitul zăpezii sub tălpicii saniei ni se părea ca un zbor subțire de îngeri. Seara, iarna, la ora aia era întuneric, numai becurile se vedeau. Sub pătură era cald. Nici nu știu când am ațipit și la o zmucitură a sânii am alunecat. Am tresărit, dar zăpada mi se părea așa de frumoasă și de moale că am început să mă joc cu ea, deși vedeam cum sania se îndepărtează. Apoi am început să stric, dar nici tata, nici fratele meu nu mă mai puteau auzi. Se depărtaseră prea mult. Am încercat să mă ridic, dar mi-era prea fric și mă încărcase zăpada. Apoi, ca printr-un vis, l-am văzut pe tata din nou și pe fratele meu venind fuga înapoi. Eram acoperit de zăpadă, eram la un pas îngheț acolo, iar lacrimile aproape că mă înghețaseră pe față.
Tata m-a luat, m-a scuturat zdravă în dezăpadă și m-a așezat lângă fratele meu, acoperindu-ne iarăși bine. Dar de data asta ne-a legat împreună cu cordonul hainei lui. Cum v-ați dat seama că am căzut? L-am întrebat pe fratele meu. Păi, mi s-a făcut fric la spate. Mi-a șoptit el. Atunci când am ajuns la biserică, pastorul vorbea despre unitate, despre căldura dragostei lui Dumnezeu. L-am prins de mână pe fratele meu. Plângea și eu plângeam. Și tata plângea. Simțim că ni se face frig. Înseamnă că fratele nostru a căzut, înseamnă că are nevoie de noi. Înseamnă că noi avem nevoie de el. Trebuie să lansăm imediat pe tata. Vreau să facem o rugăciune, iubită biserică. Poate pe sania vieții tale, unul din apropiații tăi, din familie, a căzut. Și poate trebuie să te întorci astăzi. Samaritanul era în călătorie. Nu mergea la o slujbă. Și totuși a întrerupt călătoria și a consumat resursele ca să facă ceva pentru cineva căzut. Poate ai pe cineva în familie, poate ai pe cineva în țară. Poate ai fost dus la binecuvântare cu cineva care azi nu mai este între noi. Poate ai pe cineva bolnav în casă. Nu știu, tu știi care ți este aproapele. Eu ce am vrut să arăt cu modestie, cu simplitate în acest mesaj este că același om este privit diferit de multe persoane. Eu astăzi aș vrea să văd prin ochii samariteanului. Și samariteanul nu este altcineva decât Iisus. Dar din dragostea lui vrea să-mi dea și mie și să fiu și eu un samaritean. Și vă mai dau o veste bună și închei. Apocalipsa 22:12. Merită să ne cheltuim, merită să investim, merită să transpirăm, merită să ne sacrificăm. Pentru că Biblia spune, iată, eu vin, hangiule, să nu uiți că mă întorc. Și răsplata mea este cu mine. Ca să dau, nu după vorbe, nu după predici, nu după prorocie neapărat, nu după cântare neapărat. E frumos aici. Dar vreau să fac ceva. Vreau să dau fiecăruia după faptă. Nu nici măcar după intenție. Nici măcar după promisiune. După fapta lui. Doamne, binecuvintează întreaga biserică. Binecuvintează-ne aproapele nostru. Să nu fie doar un subiect de discuție, o curiozitate, să fie nu doar un loc pe care să-l ocolim, să fie un loc în care să ne aplecăm și să ne implicăm. Amin. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.